Pe parcursul anului 2024 vor intra în reabilitare toate fântânile cu apă potabilă din oraș, 37 la număr. Acesta este anunțul făcut de reprezentanții primăriei municipiului Lugoj. Această reabilitare va consta în reparații structurale, placaje, schimbarea robinetelor, etc., astfel încât să fie eficientizată activitatea de întreținere a acestora, iar cetățenii se poată alimenta cu apă în condiții cât mai bune. Programarea ordinii de reabilitare a fost făcută luând în considerare cele mai degradate fântâni, dar și existența în zona apropiată a cel puțin unei fântâni funcționale. Etapa întâi a început cu următoarele locații, strada Libertății, colț cu strada Caraiman, strada Livezilor, strada Oituz, strada Macilor, strada Privigătorilor. Placarea fântânilor se va face cu granit tăiat la dimensiunile exacte ale fântânilor, astfel încât să se evite desprinderea în timp sau chiar spargerea acestora.